Bărbatul care a intrat ieri cu un topor în sediul primăriei orașului Hațeg și a spart mai multe geamuri ar fi apelat la acest gest pentru că nu i-a fost acordată o locuință socială de către primărie. Astăzi, primarul urbei spune că individul nu a depus niciodată o astfel de cerere, lucru recunoscut și de către bărbat. Cetățeanul care a intrat ieri în primărie, de fapt, nu a niciodată depus o cerere pentru o locuință socială la primăria orașului Hațeg. Și aceasta este problema. El astăzi, după ce a avut interogatoriu de la procuratură, a depus o cerere în acest sens la primăria orașului Hațeg, în care în ultima frază precizează că este prima cerere pe care o adresează în acest sens. Deci el nu a avut această cerere depusă niciodată la primăria orașului Hațeg. Toate locuințele sociale, locuințele ANL sau locuințele din fondul locativ de stat se alocă către cetățenii care depun cereri în funcție de anumite prevederi legale pe care noi trebuie să respectăm și prin hotărâre de consiliu local. Deci nu primarul sau viceprimarul alocă locuințele sociale, ci consiliul local.